Sunan sana. Ha? Sunan sana. Sunan sana? Hı hı. Ce bine s-a dormit în acest loc. Pornim spre Trinidad. Am mai găsit un parc național la Puente San Pablo. Nu. Puente San Pablo. A ce ora sale? Sí. Al parque? Sí. Hai să vedem. Si. Puente San Pablo. Ne-am instalat, mergem până în Puente San Pablo, pe este în drum. O rămânem acolo peste noapte, ori continuăm spre Trinidad. Ne-am instalat spre San Pablo. Pablo. Am fugit de ploaie și am ajuns într-un loc cu soare. Așa se numesc mașinile pe care le împart cu mai mulți oameni. Ieși. Ieși. Nu mă dă? Nu se uită la videouri cu arme. Cel mai mare gândac văzut ever. Nu prea am găsit mare lucru de făcut în zona asta decât de văzut Rio, râul pe care l-am văzut din mers. O să pornim în continuare spre Trinidad. Ne-am uitat sticla de apă în mașină și șoferul ne-a adus-o. Ce bine, credea că e sticla de băutură, zice de Trago. Trago, Trago. Am luat altă mașină spre Trinidad. Mâncat. Ce schimbă, aceeași bani am dat, 50 de bolivien, amândoi. Da, am putut să oprim, să stăm puțin, să mâncăm ceva, rapid. S-au dat drumul la frunze. Toți șoferii, majoritatea șoferilor aici conduc pe coca. Până și șoferul nostru conduce tot pe coca. Am ajuns în Trinidad. Trebuie să găsim o cazare. Pe ce habitat sunt? E asta? Ce vrea? Alimentare cu fructe seci. Asta cum e cine?
nu, asta și iasă. Wow, ce bunătate! Este făcută din alune. Prima cazare care ne se încadă după ceva timp de mers pe jos. Nina. Primul hostel, Ghena, și 160 costa, 22 de euro. La hostelul cu mesaje din Biblie. Hai să dăm skip cel mai bine. Parcul indigenilor. Monumentul indigenilor. Hola, hola. Mucho gusto. Mucha buena suerte para ustedes. Gracias. Acest băiat a văzut că avem cameră și a întrebat, aveți un canal de YouTube? Da. Poți să mă abonez? Vă rog, poți să mă abonez. Poți, dar este în română. Nu contează. Căutăm cazare în continuare sau să mergem spre o nouă destinație. Super amabil tipul ne-a lăsat să stăm pe net. În căutare pe de unde e terminalul. Am văzut și cazarea, dar nu prea ne plăcea. Oricum e cam departe de terminal. Șerpoiul. Wow, e adevărat. Poate răscui, vă vreau să vină. În zona asta este un muzeu, dar poate găsim un bus de noapte să plecăm mai departe. Trinidad, am mers pe jos aproape tot orașul. Nimic interesant de făcut. O lagună. Am întrebat pe ceva ce e interesant de făcut în zona asta. Am întrebat 2-3 oameni și ne-au spus toți hotelul nu știu care. Și hotelul are o piscină, dar are și ieșire la lagună. Zona de motociclete. Am băgat vreo 6 km ceva pe jos prin acest oroșel. Și încă mai avem. Și încă mai avem puțin. Ai copa măciucat, dar... Mă rog, este strada inundată și se lucrează la ea. Nu merge nimic spre granița cu Brazil. Trebuie să luăm alt drum ocolitor. Adică un drum de 1000 de kilometri. Am luat o motocicletă, mergem la altă stație de bus, pe unde am venit. Aici nu există nimic. Nu am găsit nicio combinație. Trebuie să rămânem peste noapte, că s-a făcut noapte. Și să mâncăm ceva. Am luat o cameră de spital. Schiabator. Maratolul. Ce vrei la bani ăștia? 140, poate și stai la loc. Fix 10 euro. Nu, mai puțin 10 euro. 9,50 euro. Este o pizza personal. Care este foarte, foarte mică. Personal. Hai să vedem cum e. Chiar foarte, foarte bună. Cea mai bună mâncată. Nu ne așteptam, dar e foarte bună. Doar că e puțin cam scumpă. 15 lei, o pizza asta mică, a raportat că un pui cu cartofi costă 12 lei. A, nu e pizza? Nu. Nu, 10 lei. 10 lei, sub 10 lei, 9 lei. Dar dacă noi nu mâncăm pui, aia e.